Astăzi facem primul test de durabilitate cu Mini Cooper. Rămâneți până la final să vedeți unde ajungem. Am cumpărat acest Mini Cooper acum 2 luni cu scopul de a-l da unui fan. Din păcate nu s-a împlinit goalul ăla de like-uri pe care trebuia să-l facem, așa că am decis să o distrugem, mă rog, să o modificăm prima oară. Dar de ceva timp a început să se strice, am băgat în ea o grămadă de bani și tot nu merge. Ați văzut în ultimul vlog că rămăsese într-o parcare, am reușit până la urmă să o aducem aici și acum am aflat ce problemă are, care mai costă vreo 20-30 de milioane cel puțin și nu mai am de gând să o repar, pentru că ea nu mai valorează atât. Oricum nu a fost așa de scumpă de la început. Hai să-i dăm drumul. Hai să vedem dacă pornește din prima. Domnul tata, îți vă explicăm și noi ce a pățit sau... Da, s-a mers fără apă și s-a ars garnitura de culoasă. Din câte vedeți, Oli se bucură de noua lui curte. Stă acolo și că e la închisoare, să-l facă și oare. Hai să dăm drumul la apă. Nu, e prea tare, mai încet. Scrieți voi în comentarii dacă ați mai văzut pe cineva să pornească mașina la furtun. Da, după aia băgăm și în rezervor. Da. Asta merge pe apă. Ok, deci cred că toată lumea știe că Mini-ul este produs de BMW. Și avem aici asta de la motor, am desprins-o puțin și hai să o dăm de toți de ce scrie. 16 valve. Asta e ăla de BMW, 316. Hai oprește-l, hai oprește-l. Oprește-l. Mă, dă-l încolo, că băi, du-te băi. Băi, invers, mă. De, pornește-o. Încerc. Opa. Am luat personajul ăsta, dacă mai țineți minte din alte vloguri. Să mergem direct pe câmp. Să vedem dacă ne duce până pe câmp cel puțin. Ok, deci ne-a lăsat mașina în mijlocul câmpului. Trebuie să o pornim iar, să vedem dacă mai merge. Și că face vape. Ok, deci mașina asta nici n-am să mai pornească, ne-am oprit aici. Și nu mai avem cârlige, așa că trebuie să o împingem. Și a venit taică-mi cu o idee mai bună. Hai că plecăm până la urmă. Acu tare, acu tare, doi cai putere, hai, un cal și o murțoacă, hai. Mamă, îți prinsă-și mâna în geam! Mamă, deschide repede ușa! Băi, vedeam de ce... Nu, îmi bat... Deci, pe ce când a vrut să meargă, hai să sunăm un buldozer. Bine, hai! Bună ziua, aveți un buldo-escavator de închiriat? Avem, da. Și cât costă închiriatul? Bine, haideți vă gândiți da. Și îmi spuneți. Eu mai sun. Eu îți iau 1000 de lei. Hai. 1000 de lei? Numai dacă aveți nevoie, altfel nu-l sunați. Așa, sunați aici, da? 24 din 24! Vă trage mai bine ca oricine! Noi vă tragem cel mai bine! Am chemat platforma să urcăm Mini-ul, să o ducem la un buldozer, pentru că era mult mai ușor să ducem mașina la buldozer decât buldozerul la mașină. Uite cum curge apă din ea! Uite cum curge apă din ea! Băi, pus așa în necate! Let's go! Ca să ai pe loc jantele. Uite, e trienii poliția. Trage-i frâna, dă-i mână și e gata. Știu și eu să o trag decât așa. Ok, pregătisem mai multe chestii pentru vlogul ăsta, dar din păcate ne-a lăsat mașina. Acum mergem într-un loc unde am închiriat un buldozer, un buldo-excavator, nu știu sigur ce este. Și un teren privat, dar nu mai filmăm în cartier că nu vrem să creăm probleme nimănui. Și înainte să ajungem acolo, voiam să vă anunț că urmează o reducere super mare pe Mobil Fox, că vine ziua brandului pe 18 parcă. Cred o să scrie pe ecran data sigură. Da, pe 18 aprilie, adică marți, vom avea reducere de 57% timp de numai 77 de minute. Știți și voi că husele astea nu au moarte? Noi scriem pe ele că rezistă la înălțimi de vreo 4-5 metri. Ați văzut și voi că le-am aruncat din avion și nu au pățit nici pe dracu. Și de data asta am lansat o colecție limitată de huse, iar toți banii pe care o să-i fac din vânzarea lor o să-i investesc în vloguri luna viitoare. Linkul aveți în descriere, numai singura chestie este că reducerea merge doar pentru membri. Deci dacă nu ești membru, intră pe link și fă-ți cont de membru și dacă ai deja cont, intră pe link să verifici că l-ai. Că dacă nu primești linkul ăla în SMS, nu o să poți să te bucuri de reducere. O e, nu știu, la jumătate de preț chiar mai ieftină. Doar acum, de-aia zic să fiți cu ochii în patru acolo. Deja știți cât de bune sunt husele, le portă 2-3 ani de când au apărut prima oară la noi pe piață. Asta ia dacă... mă să văd dacă spar parbrizul cu telefonul. Nu se sparse, mă. Deci dacă vrei să-ți cumperi cea mai rezistentă husă din lume, ai ocazia să o iei la mai puțin de jumătate de preț, marți, timp de 77 de minute, așa că fă-ți cont de membru Mobil Fox să nu pierzi ocazia. Ok, hai să o dăm jos. Dă drumul! Ce-ai dus?
încerc să o țin dreapta. Hai, ține-o dreapta că merge cu roata fixă. Ține-o dreapta, hai, virează. Mai dă-i, mai dă-i, mai dă-i. Crapă, crapă, crapă. Ce făcut, mă, ne stricați mașina! 3.000! Bun! Am scos-o măcar! Ah, și uitați cine a ajuns! Deci, ideea e că trebuie să facem zob mașina. Nu, nu facem zob orice. Hai să vedem dacă reușim cu volanul să spargem geamul. Nu știi să dai. E șoferie, mă. E șoferie. Șoferie de 25 de ani, despre ce vorbim? Aaaa. Ceva, ce vrei să mai spar? Zi! Hai, mă, zi! Vreau să te întreb ceva. Ce? Te-ai simțit bine? Da! Tiche, dă-i! A rămas aici. Să vedem dacă reușim să deschidem ușa. Hai, spun că poți. Nu o să deschide. Hai, mă, dă. E greu să jefuiești o mașină. Destul de. Hai, încuia din contact. Hai, zi-mi dacă se mai încuie. S-a încuiat toată mașina. Jihad. Atât am putut face și eu. Okay. Dacă vreți să apară și testul 2 de durabilitate cu G-Class-ul, nu uitați să vă abonați și să dați like, pentru că dacă strângem 100.000 de like-uri în prima zi de când postez video-ul ăla, o să postez și testul 2 de durabilitate cu G-Class-ul. Și nu uitați să vă abonați, pentru că la 1.500.000 de abonați plănuim să cumpărăm un Lamborghini, să-i facem și acelui o grămadă de teste. Acum sunt curios în partea cealaltă cât rezistă ușa până să se rupă. Hai să trecem la excavator. Finish him. Do good, do great and they talk badly. No need no face cuz in our factory. I won't stay too long here, I'm just passing through. I might hit the bank and get a bag or two. My mama asked me. Second you switch up, they might get mad at you. No, you're not my friend, so no, I'm taxing on. You are like my sons, I'm going dad on. Nu prea vrea să răstoarne, vrei să te mint? Telefonul. Îl vezi? Da, uite-l. Unde? Uite-l. Oh my god. Testul până la final. Apropo, dacă vreți să vă cumpărați husele astea, nu arată așa de murdare când le cumpărați. Sunt super frumoase. Aveți linkul în descriere să deveniți membri și o să primiți și SMS cu reducere dacă vreți să vă luați mai ieftin în curând, deci ochii pe telefoane. Vă mai amintesc o dată, marți pe 18 aprilie avem cea mai mare reducere de anul ăsta la Mobile Fox, dar nu este toată ziua, așa că intră pe link să-ți faci cont și vei primi SMS cu linkul de reducere. Lambodor direct, deci prost. Da. Știi ce-s curios? Putem să-i băgăm cupa, intră prin telefon? Hai să-i dăm.
de măsă. E țărâna ușoară. Ok, facem aproape cele mai rezistente huse din lume. Nu o să ține niciodată la un pulp de excavator. Husa, cred că este o să le păstrez, să le dau cuiva dacă e curios de piece of history de pe canalul nostru. Aruncă. Și încă rapă. O chestie pentru cine zicea că folosim telefoane fake sau d-astea făcute pentru drop testuri. Uitați că scrie aici logo-ul Apple înăuntru, Taptic Engine, adică e tot telefonul Apple. Să nu ziceți că-s fake-uri, că-s ceva. Să vezi ce se întâmplă dacă bagi bateria în apă. A luat foc. Băi, ești nebun? Stai, ai văzut? Jumătate de baterie. Da, ca să știi, litiu ia foc în apă. Este a doua zi din testul de durabilitate. Suntem aici cu Imogen și Andreea. Sănătate, salut! Sănătate. Bă, da. Și mergem să turnăm fasole. Pentru cine nu știe care e faza, o să vă pun acum un mic video de pe live-ul lui Imogen ca să înțelegeți despre ce e treaba. Să torni fasole bătută în compartimentul de ulei. Am ajuns înapoi la epava de Mini Cooper și suntem aici cu Imogen. Bă, da, ai luat fasole, nu te-ai zgârcit? Băi, da, băi, da. Fasole boabe cu cârnăciori. Bă, bagă-i acolo să meargă. Încep fasole. Dacă se mai scoate două post, am în cava și... Aici. Ia-te-mă și te lăuți. Luăm ranga. Așa întâmplă. Băi! Ia mă să pună niște fasole. Așa mă, bagă-i fasole în rezervă. Merge cu fasole. Asta e. Vreau să zic că ne luăm acasă. Back to the future. Asta e doar fasole sau? Stai că și mănâncă Imogen, e foame. L-a stricat-o. Ia mă, ia. Bacă mă acolo de ce. Dă-i mă. Dă-i mă cu fasole în ea. Dă-i cu fasole în ea. Dă-i mă cu fasole în ea. Hai, curaj. Dă-i mă cu fasole în ea. Să fie mașină pe aici. Ia o viață mașină. Hei! Lasă-o în pace! Pe discul, să se ungă bine discul. Așa, așa, unge discurile bine cu fasole. Da. Ce e nașpa, că n-ai cu ce să te speli pe mâine aici. Da, nu e problemă. Mă încerc pe chiloți. Băi, nu da! Mașinile! Cam atât a fost cu testul ăsta de durabilitate. Nu uitați, 100.000 de like-uri în 24 de ore și facem și testul 2 de durabilitate cu G-Class-ul și scrieți în comentarii ce alte idei de videoclipuri mai aveți.